intrăm și noi cu Natalia și intrăm de la, chiar de la Mykonos, să vedem cum e acolo, ce locație e, e tot pe lux, nu e pe lux, ce se întâmplă. Uite că e deja Nati cu noi. Nati, ce faci? Uite, o văd și pe Mădălina Dorobanț. Bun găsit, fetelor! Nati, ești bine? Nu te-a arestat nimeni, da? Bună seara, bună seara, fetelor! Înțeleg că este și Denisa Nechifor invitată în platou. Vă pup pe amândouă. Eu și Mădălina petrecem câteva zile de vis aici în Mykonos, una dintre destinațiile noastre preferate. Și da, chiar suntem într-o locație sportios. Căci putem să-i spunem numele, este, cred că, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le avem. Le au grecii, cel puțin. Mamă, te văd un pic cam întunecate. Am văzut în poze, Nati, ce frumoasă și ce sexy ești. Mulțumesc tare mult. Da, știi cum e, ținută de vacanță până la urmă. Denisa știe mai bine cum trebuie să te îmbraci pe aici. Să fii cât mai lejer și relaxată, dar în același timp și sexy. Noi, fetele... Nu cred că avem probleme cu ținutele, iar Mădălina ne oferă cu o lecție de stil în fiecare zi. Îți zice Mădălina, te-ai îmbrăcat bine, te-ai îmbrăcat bine, îi zici mădă, bună. Bună, bună. Da, ne consultăm în fiecare dimineață, dar să știi că e foarte lejer tot, adică vine foarte natural. Nu ne chinuim cu outfit-urile. E foarte simplu. Îți poți purta pe tine un costum de baie și mai trântești niște franjuri deasupra și ești wow. Natalia, știi ce te rog, dacă tot ai zis că ești în locația aia cea mai scumpă, cea mai tare de acolo, da, din Mykonos, arată-ne și nouă puțin pentru telespectatori, pentru cei care n-au văzut. Hai să facem cultural locația, avem și noroc că ne ajută un prieten care ne filmează. Fă și tu o faptă bună, ia să văd. Uite, aici în spate este barul, este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le are Mykonosul. Și am să-l rog pe Franklin, care ne și filmează în acest timp, să vină după noi. Cine e acel nume străin? Este un prieten, pur și simplu, prieten care trăiește la Londra. Frumusețea locului este că ne întâlnim cu prieteni din toată lumea și aici petrecem un timp frumos. Și aici, uite... Acolo este pupitrul DJ-ului, dacă puteți să vedeți. Da, vedem. Mese doar de 4 persoane, pentru că începând de ieri au intervenit foarte multe restricții și aici. Ia spune-mi, te rog, apropo de restricții, că în urmă cu 3 ore a apărut știrea aceasta pe teritoriul României, am înțeles că au fost și anumite, mă rog, neapărat divergențe, dar au fost anumiți turiști arestați din cauza faptului că au fost depistați cu COVID-19, că se poartă mască la mese, că nu poți mai mult de 4 persoane să stai la o masă. Cum e? E adevărat? Să spună Mădălina, când am intrat aici în locație, ce a trebuit să facem prima dată? Să ne punem? Da, primul lucru unde am pus mască și, da, noi suntem un grup de 8 persoane și până astăzi am putut să stăm împreună. De bine, de astăzi a trebuit să ne separăm în 2 mese. Adică noi suntem un grup de 8 prieteni, dar stăm la 2 mese diferite, dar alăturate în același timp. Legea este destul de... permisivă? Drastică, aș spune chiar foarte drastică. Petrecerile sunt absolut interzise începând de ieri. La ora 12 noaptea toate restaurantele se închid, așadar distracția și petrecerea poate exista doar pe zi. E bine, că oricum nu mai stai mult și vii aici în platoul cool Summer Night și o să te simți ca mică, nu stai liniștită, că eu așa m-am simțit. Dar te aștept să mă distrez alături de cei de acasă cu cele mai frumoase seri. Dar ia zi-mi, Nati, te-ai întâlnit și tu cu milionar ceva, că mi-a zis și Deni în publicitate, numai de milionar se vorbește, păi, Doamne. Pe Mădălina s-o întrebați, hai să mergem puțin să le mai arătăm și celor de acasă, ca să vedeți cam cât de strict sunt și cei de aici. A schimbat subiectul, da. De ce schimba subiectul, Nati? Eu așa o dau pe după vicini. Nu, avem prieteni mulți aici. Mergând an de an, de mulți ani, ne-am făcut prieteni. Ne întâlnim din toată lumea aici. Dar nu mă referam la tine. Nu, Nati, nu. Mă referam la faptul că se spune că acolo vin cei mai bogați oameni din toată lumea. Și voiam să te întreb dacă așa este, dacă tu ai simțit lucrul ăsta. Da, așa este. Aici sunt oameni bogați pentru că sunt anumite locuri în care ai o consumație impusă la masă, dacă vrei să ai masă, chiar și până în ora 12. Și da, clar, trebuie să ai un anumit venit. Auzi, la Monaco e mai ieftin. Când am fost ultima dată, nu era 150 de euro șezlongul. Am înțeles că atâta e, mi-a zis Deni acum. Așa e? Da, șezlongurile diferă de locul în care le sunt amplasate pe plajă. Vrei un șezlong cu față, să intri aproape cu picioarele în apă, poate treci și până la 100 de euro, ca să dăm așa un preț estimativ.
Dacă trebuie să stai pe un șezlong un pic mai în spate, dacă nu ai o problemă cu asta, ele pot fi și la 30 de euro, la 50, 60, depinde de plajă și de locul în care ele sunt amplasate. Dar da, prețurile sunt destul de mari și real este o locație destul de greu de accesată, ca să spun așa. Dar cum e cu barca? Ce înseamnă? Ce implică asta? E o barcă și gata sau și aici implică anumite costuri? Acum nu știu, niște reguli respectate? Barca, da, uite, de exemplu, noi astăzi am luat o barcă, am fost un grup de o prieteni, nu mă dă spun exact, și da, a fost destul de mult pe zi. Dar împărțit la câți oameni suntem? Estimativ, nu împărțit. Adică cât e să iei o barcă? Lasă împărțit între voi. Așa, cum sunt prețurile? Depinde de barcă. De la 1800 de euro în sus, să zic. Cam 1000-2000 de euro, de la 1000-2000 de euro în sus. Dar, repet, dacă suntem 10 și împărțit la, nu? 2000 împărțit la 10, vine 200 de euro de persoană. Depinde, nu ții barcă în fiecare zi. Ție o dată, în 10 zile tu stai, sau în 7 zile. Dar merită, pentru că, în primul rând, faci insula foarte, foarte bine, nu? Te plimbi. Da, și accesezi un restaurant care este amplasat într-o peșteră și acolo nu poți ajunge decât cu barca. Bine, poți ajunge și cu mașina, dar e mult mai greu și mai plictisitor. Mă scuzați că dansez, dar muzica de aici e absolut superbă, iar noi, de când am venit, suntem într-un dans continuu. Simte-te bine, Nati, simte-te bine. Îmi pare rău că nu pot să vă văd, sunt convinsă că sunteți foarte frumoase acolo în platou la Antena Star. Vă pupăm cu mare drag de aici, din Miconos. Vă pupăm și noi. Și de-abia să ne revedem, mădă. Ești cu Nati și cu sora ta, care e mega îndrăgostită, am văzut pe Insta. Sunt cu sora mea, este cu iubitul, e pe plajă, nu am reușit să o desprind din brațele lui. Oh, așa dragoste. M-am pus-o la cadru, da. Sunt foarte frumoși împreună. Eu singurică, ea împreună cu el, na. Da, înainte să vă las să vă distrați, mai arătați-mi un pic cum e pe acolo, mai arătați-mi ceva interesant, mai arată-mi ceva, Nati, te rog. Imediat. Ca să vedem. Sper să ne... Uite, am să-ți arăt așa puțin cam cum sunt mesele amplasate. Undeva în spate este și pupitrul DJ-ului, a fost o petrecere foarte frumoasă, dar, repet, dar nu prea văd lumea acum, văd gol așa. E gol, nu? În momentul de față, da, pentru că acest local are câteva zile pe săptămână dedicate petrecerilor. În alte seri, cum este cea de astăzi, lumea vine, stă pur și simplu la un drink, ca să spun așa, la un cocktail. Mă lăsc că e vineri, deci e weekend. Și e gol. Da, este și plajă, e o plajă frumoasă, dar adică, realmente insula este mult mai goală față de altceva, să spunem. Pentru că, da, lumea e speriată, mai ales cu noile restricții, nu prea se mai aventurează nimeni să vină și eu să cheltuie o poală de bani pentru... niște reguli destul de bine impuse, ca să spun așa. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, să vă distrați în continuare, să vă bucurați de Miconos, să vă simțiți bine.